Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Una peste alta, treaba devine foarte serioasă cu seismele astea din Oltenia. Deveniră serioase seismele, bă, deveniră serioase, frate. Încă unul, ieri 5.07, i-a zgălțit zdravăn pe Oltenia. Au căzut coșuri de fum, țigle, s-au spart sticle, sticle cu zaibăr prin cămări și magazine. Da, mă rog, credem acum că suntem bine, știi? Adică, știi, da, n-a fost. Am văzut niște imagini filmate de camere de supraveghere. N-a fost ușurel deloc. Nu, n-a fost. Cu tremur de suprafață se simte în apropierea epicentrului, se simte foarte tare. La vreo 6 km sau la cât a fost? Ceva de genul ăsta. Da, nimic, n-a fost plăcut deloc, evident. Asta e. Au fost avarii și la unele instituții publice. La primăria din Târgu Jiu, de exemplu, primarul din Târgu Jiu a anunțat că, din cauza avariilor, angajații trebuie să se mute acum pe stadion. Stadionul din localitate, mă rog, în spațiile comerciale. De la stadion. De la stadion. Stadionul construit cu aproape 30 de milioane de euro pentru echipa de fotbal Pandurii, Târgu Jiu. Vezi ce bine că l-au făcut. Asta zic, să mai spună cineva care... Acum sunt două... S-au făcut două echipe, înțeleg, Pandurii, Târgu Jiu. Sunt două Pandurii, da. Da, una a dat faliment, alta... Alta e aia nouă, fără datorii. E o ligă pe care unii... O cunosc destul de bine, înțeleg. Mă uit la domnul Zafiu acum. E în Liga a doua, nu? Viitorul Pandurii Târgu Jiu e în Liga a doua. Cred că e în Liga a doua, nu? Nu mai crezi că nu mai știi? Rapid e în Liga întâi de multă vreme. Așa, nu mai știu. Bun, de asemenea... Ne batem la titlu. Înțeleg că au fost semnalate fisuri la poduri, la unele poduri din județul Dolj. Și acum șeful direcției de drumuri Craiova a anunțat că se începe o verificare la infrastructura rutieră. Asta o să fie foarte interesant, că șeful instituției este cineva care a fost parașutat cu decizie politică pe post la direcția de drumuri, așa cum se întâmplă și de la direcția de ape și la direcția de drumuri și în general, nu prea are habar cu ce se întâmplă. Da, dânsul, deci l-a trimis PNL acolo șef peste drumuri, deși dânsul nu are treabă cu domeniul. El a absolvit facultate de drept din Craiova și are un master în comunicare interculturală. Da. Na. De când trebuie să se priceapă șeful la domeniul peste care e șef? Bravo. N-are nicio... Important e să știe unde să semneze pe contractele alea bunele. Zici că a început RFR-ul Republica Fantastică România mai devreme. Da, nu, dar vrem să vorbim, deci dincolo de asta vrem să vorbim cu aceia dintre voi care ați simțit direct cu tremurul. Sau cu tremurele din ultimele zile, din Gorj, Dol și unde s-au mai simțit în partea asta de țară. Deci cu voi, în mod special, pe voi am vrea să vă ascultăm în dimineața asta. Televiziunile s-au aruncat pe subiect, ieri erau niște transmisiuni, este panică în Târgu Jiu, este panică, este totală în Târgu Jiu. Bun, sigur că lumea s-a speriat, eu am îndoiel că era panică totală. Panica totală înseamnă lumea alergând pe străzi, urlând de groază și așa mai departe, totuși nu s-a prăbușit nicio clădire. Pe de altă parte, sunt convins că într-o zonă în care nu au loc de obicei cu tremure sau se întâmplă foarte rar și vine unul semnificativ, 5.7, de suprafață, care se simte atât de tare, și încep să cadă lucruri de prin casă, de prin magazine, coșuri de fum pe stradă, țigle, se mai sparge o fereastră, ceva de genul ăsta, evident că lumea se sperie foarte tare. Deci, dacă sunteți pe recepție cei care ați simțit ieri cu tremurul direct, în Gorj, în Dolj, nu știu, Târgu Jiu, Craiova, locurile astea. Unde l-ați simțit, da. Și aveți un minut, două, vă rugăm, sunați-ne acum, să ne spuneți nu doar ce ați simțit, cum a fost, ci și asta am vrea să știm, privind acum retrospectiv, după noapte, dacă ați învățat ceva din experiența noastră, dacă v-a schimbat cumva, dacă sunteți, vă simțiți acum mai pregătiți să reacționați altfel data viitoare, dacă se mai întâmplă, că din păcate probabil că se va mai întâmpla. V-a determinat experiența de zilele astea să schimbați ceva? V-ați făcut kit acum de cutremur, kit de urgență, v-ați făcut asigurare, v-ați decis să vă mutați de acolo, vi s-a fisurat casa, a căzut coșul. Cum v-a afectat experiența asta? Vrem experiențele voastre personale. 0372069599. Sunați-ne. Aș zice în oltenește, în sunați-ne, dar nu mă pricep. Asta este un timp foarte special. Moise, tu să nu ne suni, că știm că n-ai fost acolo, chiar dacă știi clar ce au simțit, ce simțiră oltenii, da? 0372069599. Și eventual, dacă nu aveți timp să ne sunați, puteți să ne lăsați un mesaj audio pe WhatsApp la 0728 3D1 3D2. Deci cum v-a afectat experiența și dacă simțiți că v-a schimbat cumva sau întrucâtva. Vreau să vorbim cu aceia dintre voi care ați simțit cu tremurul și ați reacționat într-un fel anume, dacă v-a schimbat cumva experiența asta. Și o să vă zic de la ce am pornit. Prin 86, cred, a fost un cutremur destul de puternic, care s-a simțit destul de puternic în București, undeva aproape de miezul nopții. La un sfârșit de săptămână. Peste tot. Și Moldova s-a simțit. Bun. Și pe mine m-a prins, tocmai ieșeam afară, pe la miezul nopții, să fac o plimbare.
și îmi puneam pantofii pe scară. Și mi-am pus un Adidas când a început cu tremurul și reacția a fost să arunc celălalt de la piciorul drept, nu știu de ce, aia a fost, m-am speriat îngrozitor, l-am aruncat, l-am găsit după aia pe la vreo 25 de metri, l-am aruncat cu forță. Și uite așa, încălzat cu un pantof. Ai fugit, să de la casă. Nu, am fugit și m-am pus pe burtă în mijlocul drumului, pur și simplu. Deci asta a fost reacția mea. Când simți că se clatină pământul și este un vuiet, un uruit înfiorător pe care nu l-ai mai auzit niciodată, poți să ai orice fel de reacție. Da, din păcate... Deci eu îi fi aruncat eu pantoful ăla, care era legătura... Te deranja, te împiedica să ajungi în mijlocul drumului, exact, da, cum ai zis, probabil. Să iau cu mine, mă rog, asta e. Da. 0372069599. Din păcate, la bloc nu prea poți să faci treaba asta și ai auzit și la știri. Poți cineva a sărit de la etajul 1 și s-a și accidentat cu ocazia asta. Din păcate, dar nu poți să arunci un pantof de la etajul 1, nicio problemă. Da. Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața. Bogdan de la Târgu Jiu. Aha, ok. La 40 plus de ani n-am întâlnit experiență de genul ăsta. A fost prima dată. Și cea de alaltă ieri de 5,2 și cea de ieri de 5,7 am trăit cele două experiențe fiind la muncă la etajul 4. Și ce te-a frapat? Care a fost lucru, acum când te gândești în urmă, care a fost lucru care te-a frapat? Primul lucru, știi, care îți rămâne pentru totdeauna în minte, care îți va rămâne în minte? Zgomotul, care se produce la momentul respectiv. Este, exact cum ați spus și voi, un vuiet care apare, deși nu te avertizează, pentru că în secunda 2 încep toate să tremure pe lângă tine. De la monitoare, absolut tot ce ai într-un birou sau ce există într-un birou tremură. Ce ai făcut în momentul ăla? Prima reacție a fost să mă adăpostez sub un toc. Nici prin minte nu mi-a trecut să mă adăpostez sub birou. Deci este prima reacție. Dar am constatat altceva care este surprinzător. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Am avut colegi care au ieșit pe culoar și au stat pe hol. N-au făcut nimic, n-au reacționat. Au rămas înmărmuriți. Ceea ce mi se pare că nu suntem pregătiți. Voi ați făcut vreodată exerciții de evacuare sau de reacție la cutremur la instituția care lucrezi? Am făcut, dar eu am senzația că sunt făcute așa de dragul de a fi făcute și bifate pe hârtie. Ok. Poate că adică de acum înainte vor fi făcute mai bine? Sper. Sper ca să fim pregătiți. E foarte interesant că în România toată lumea știe că în caz de cutremur trebuie să te pui sub tocul ușii. Adică asta, toată lumea știe că trebuie să faci asta când aparent nu este cea mai bună decizie și o decizie mai bună ar fi să te protejezi, să te bagi sub un obiect, cum ar fi o masă, un birou, ceva care eventual să te apere de bucăți de molos care ar putea să scadă în cap și să te rănească. Tocul ușii nu te protejează pentru așa ceva. Mulțumim! Da. Mulțumim! Doriana, bună dimineața! Bună, Doriana! Bună dimineața! Din Craiova, vă deranjez. Bună! Bună. Tot la serviciu m-a surprins și pe mine cu tremurul. Lucrez într-un depozit de haine. Da. La un moment dat am zis, bă, mă lua amețeala, cred că se mișcau umerașele, tenderele se dădeau stânga-dreapta. Ca unul o luase câș, un coleg a și spus, cred că căzuse de pe scaun, nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Până să reacționăm, deja nu se mai simțea nicio mișcare. Și prima reacție ca și părinți, am început să sunăm la bunici să vedem ce s-a întâmplat. Copiii sunt bine, dacă toată lumea e bine. Au funcționat telefoanele? Ce anume? Dacă au funcționat telefoanele imediat după cutremur. Imediat au funcționat telefoanele, deci pe partea asta chiar s-a putut vorbi. Unul din copii fiind la școală în momentul ăla, primul lucru l-am întrebat dacă s-a creat panică. Spre surprinderea mea au stat copiii foarte liniștiți. Asta a fost un lucru bun. Dar la școală, la copii, s-au organizat vreodată exerciții de evacuare? Ideea e că nu. Însă am înțeles că diriginta vrea să organizeze tricul cu copiii ei ca să știe pe viitor cum să... Am înțeles. Reacționez. Da, e o idee bună, dar mai bine ar fi să fie organizate la nivelul întregii școli. Auzi că asta cu exercițiile, mereu am zis că e o prostie, știi? Că face exerciții ca în caz de ceva. Știi? Dar ai amintit și tu acum câteva zile de exercițiile noastre de incendiu de aici, da, de la radio și le-am făcut de atâtea ori încât acum știu exact cum să reacționez, unde să mă duc, ce să fac, lucruri de genul ăsta. Dan, bună dimineața! Bună, Dan! Bună dimineața! Bună dimineața!
sunt Dan din Târgu Mureș. Da. Și spre surprinderea mea l-am simțit și aici, eram în mașină. În Târgu Mureș? Da. Ok. Chiar a fost un pic o senzație așa ciudată, dar nu m-am speriat. Uh-huh. Am mai simțit unul cu mai mulți ani în Grecia. Acolo chiar am simțit, deci dormeam ca și cum am mișcat cineva în pat. Uh-huh. Aia a fost mult mai... Acum, pentru ardeleni, să simți un cutremur, asta este ceva foarte nou, că voi sunteți norocoși acolo, sunteți protejați. După, da, după Carpații, în partea aia, nu prea... Uh-huh. Deci, chiar eram, zic, bă, cineva mișcă mașina? A fost așa o senzație de câteva secunde. Uh-huh. E o noutate în zonă, până la urmă. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Dan. Amalia, bună dimineața. Bună, Amalia. Bună dimineața. Bună. Ca și... domnul dinaintea mea, eu mă aflam în mașină, eram parcată. În ce, în ce loc? De parcare. Unde? În Timișoara. În Timișoara? Da, da, da. Și vreau să zic că chiar ascultam Europa FM, dar în același timp îmi citeam niște mail-uri și la un moment dat mașina s-a schimbat, a început să se miște stânga-dreapta. Fiind pe un loc de parcare a unor fițoși, m-am întrebat dacă... cineva are glume și mișcă mașina. Asta a fost senzația. Știi? Da. Și m-am uitat stânga-dreapta, nu era nimic. Și legat de telefon, primul telefon pe care l-am dat a fost surorii mele, uh-huh, care este super informată și vreau să zic că nu a funcționat. Și de două ori am sunat-o. Da. S-a simțit foarte bine. Și legat de întrebarea dacă suntem pregătiți. Cutremurul ăsta te ia pe nepregătite. Deci, ce ai putea să faci decât să nu intri în panică? Să faci acțiuni, să faci acțiuni reflexe. De aceea se fac exerciții de evacuare și exerciții, da, de adăpostire în caz de cutremur, ca să faci lucrurile astea reflex, adică să-ți intre în memoria corpului, cum se spune, memoria musculară. Că mintea se blochează în astfel de situații, dar corpul știe, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. În afară, da, de 86, iar voi, ai mai aruncat cu ceva sau doar în 86? Da, nu, a mai fost unul foarte... Locuiam într-o casă veche, într-o casă chiar veche și stăteam cu părinții după 90. A fost un cutremur care s-a simțit destul de puternic. A fost puternic, da. Da, și eram toți în casă, tata gătea ceva la bucătărie, mama lucra pe undeva și eu citeam. Și când a început zgâlțâiala, eu fiind capul familiei acolo, mă consideram. Le-am strigat, toată lumea liniștită, nicio problemă, trece repede, tată închide gazele, mamă bagă-te sub masă, nu știu, bun. Și după ce s-a terminat, m-am dus să mă uit. Nu, eram, ei plecaseră de mult din casă, eu eram singur în casă. Adriana, dar, apropo de asta, în Timișoara, ia, în zona aceea, nu sunteți în Timișoara și, de fapt, în Banat, nu sunteți chiar feriți de cutremure. În anii 90 au fost niște cutremure de suprafață, cred că în județul Arad, destul de puternice, semnificative, care s-au lăsat cu pagube materiale serioase în perioada aceea. Deci nu sunt excluse. Adriana, bună dimineața! Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața, bună dimineața, băieți, vouă și ascultătorilor voștri, sunt din Târgu Jiu. Vreau să spun că aveam 13 ani când am prins cutremurul din 77. Ok. A fost foarte nasol. Dar l-ai prins în București? Atunci. Nu, l-am prins la Târgu Jiu. Ah, ok. Dar a fost suficient de nasol. Și ieri cum a fost? Ieri, alaltăieri eram la, am prins, eu lucrez la cabinet, sunt kinetoterapeut, la un cabinet în Târgu Jiu, la parterul unui bloc, chiar foarte aproape central, vreau să spun. De vreo săptămână și jumătate lucrează niște muncitori la un etaj superior, la etajul 3. Și ai crezut că au făcut aia ceva? Ciocane, am crezut, zic, băi, oamenii ăștia în zilele de azi sunt inconștienți. Eu nu mi-aș dărâma un perete până n-aș întreba pe cei în măsură să-mi spună ce fel de perete este acela. Și, sincer, avem două paciente în cabinet, una pe pat și cealaltă pe scaun. Cea de pe pat a crezut, eu stând pe scaun făcând un ultrasunet la călcâi, la cealaltă de pe scaun. Cea de pe pat a crezut că eu mișc patul, fără să vreau, adică... Da. Da. Cealaltă de pe scaun s-a ridicat, a început să-și facă cruce și să zică, Doamne, iartă-ne, Doamne, ajută-ne, ferească-ne Dumnezeu. Și ați fugit din cabinet? Ați ieșit? Eu personal nu. Sincer, am crezut că pică blocul în cap datorită lucrărilor de acolo. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, nu mai avem timp. Ideea următoare, trebuie făcute exerciții de evacuare, mai ales în școli, și trebuie făcute cu toată școala, nu doar cu o clasă sau o grupă, trebuie făcute în instituții, cel puțin în instituțiile care sunt cât de cât sau mai mulți angajați, astfel încât reacțiile astea să intre în reflex. Că mai devreme sau mai târziu o să trecem cu toții printr-o astfel de experiență și e important să știm cum reacționăm.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.